Astăzi vom juca ce preferi dintre în Minecraft. Știți voi acel juculeț Will You Rather în două culori, albastru și roșu, în care ți se pun fel și fel de întrebări mai interesante, unele mai dubioase, unele și mai dubioase, și trebuie să preferi, adică să alegi dintre două întrebări care ți se pare ție mai interesantă. Asta vom juca astăzi, după cum puteți observa, Will You Rather. Așa că înainte să începem, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, oameni buni, să vă abonați în caz că sunteți noi, să activați și clopoțelul și nu uitați de TikTok, mărci, Insta și Trovo în descriere. Oameni buni, ați venit dacă putem strânge la acest videoclip peste 7000 de like-uri pentru polițistul iSilent. De fapt, stai, dacă stau să mă gândesc, 7000 de like-uri cred că e o sumă cam mare. Bă, 5000 de like-uri dacă strângem e ok. În momentul în care voi vedeți acest videoclip, este posibil ca eu să mă lupt cu calculatorul, încercăm să-mi schimb carcasa. Dacă cumva o să mai auziți de mine după acest videoclip, înseamnă că mi-a reușit, dacă nu, aia e. Ok, this map is... ok, știi ceva, nu mă interesează, vreau să trec la întrebări. Da, oameni buni, vom juca Will You Rather, adică practic știi jocul ăla, adică ăla ți se pune o întrebare, bă, prefer să ai cap de maimuță sau cap de struț? Și tu alegi, bă, eu vreau cap de maimuță. Și după ți se spune, bă, câți au ales aia și câți au ales aia. Deci cred că o să fie destul de interesant. Hai să vedem. One player și acolo two player. Ok, o să mă duc pe one player. Wow, ok, cred că a început. Oh, wow, se genera. Ok, bun, și acum ne aflăm aici a Super Trinity. Cred că ăsta e tipul care a făcut mapa. Back to hub, level 6. Mama, e pe levele. Oh, ok. Fly down to choose a level. Fly down to choose a level. Ok, păi eu vreau level 1. Hai să vedem. Acum am ales level 1. Ok, am apăsat pe buton și am primit niște aripi. Wings. What the fuck, de cât de ciudat arată. Și că trebuie să sar în jos pentru a alege un level. Păi eu am sărit, frate. Acum ok, acum am prins. Trebuie să zburăm practic cred că pe prima, pentru că prima cred că este nivelul 1. Bun, hai să mergem. Ia, hopa. Level 1 start. Hai să dăm și joc puțin mai tare în caz că, nu știu, în caz că nu auziți. Start level 1. Hai să vedem. Wow, ok. Sunt gata de întrebări, oameni buni. Level 1. Hai să curgă pe mine cu întrebări. Oh, ok. Bun, hai să vedem. How to play once you, așa, nu știu ce. Da, și după cum puteți observa, o să ne arate un procentaj de oameni care practic au ales, da, sau n-au ales și alegem noi. Bun, hai să vedem. Start. Ok, și avem prima întrebare. Will you rather să ai capul de mărimea unei acadelii din aceea gen, acadea de aia de o linge efectiv, cred că ciupat ciups dacă nu mă înșel, sau să ai capul de mărimea unei mingi de volei, cred, sau de o minge, în orice caz, beach ball. Beach ball-ul e destul de mare. Bă, deci practic aici ai vrea să ai capul mic sau mare. Bă, întrebarea asta e extrem de ciudată. Deci din start am început cu întrebări ciudate. Bă, cred că aș vrea să am... Da, dacă ai capul mic, gen ai și corpul mai mare decât capul. Și dacă ai cap... Cred că o să aleg să am capul mare, frate, decât să am capul mic. Ok, și cât la sută au ales? A, cred că mi-arată la sfârșit, dacă nu mă înșel. Ia, Will You Rather. Să trăiești în deșert sau să trăiești în... cred că la Polul Nord. Băi, sincer, eu aș dori să trăiesc în deșert, frate, decât să... Mă, adică e incorect. Oh my god, stai, ce? Au, deci e incorect deoarece dacă alegem răspunsul este așa. A, deci eu am ales... deci dacă nu alegem varianta care este aleasă de cea mai mare majoritatea lumii, murim. Deci, practic, mai mulți oameni au ales să trăiască în Polul Nord decât în deșert, frate. Bă, frate, mai bine mor de căldură, frate, decât să fac hipotermie sau așa, pe bune. Adică nu știu de ce alege să... Bă, nu știu, adică nu-mi place frigul, frate, nu-mi place frigul. Ok, Will You Rather. Mă rog, nici căldura nu-mi place, dar într-un fel v-ați prins voi. Ok, să fiu un zombie sau să fiu o fantomă? Mama, acum ce să aleagă lumea ea? Mă pun așa în pielea tuturor care au fost întrebați pentru această mapă. Să fiu un zombie sau să fii... o fantomă. O fantomă. Ok, corect, deci mai multe persoane au ales să fie o fantomă. Mi se pare chiar corect aici. Ok, Will You Rather. Să fii bogat sau să fii faimos? Ok, aia a fost o notificare de la mine. Mamă, și mai multe notificări. Bun, să fii bogat sau să fii faimos? Bă, frate, odată ce ești faimos, asta nu înseamnă neapărat că ești bogat, dar ești faimos. Și dacă ești bogat, Bă, să fii bogat, adică, what the fuck, logic, deci e... Dacă ești faimos, nu-ți garantează automat și bani, știi ce zic? Ok, Will You Rather. Hai că, deci deja începe să fie interesante. Și de asemenea să răspundeți și voi în comentarii, să spuneți, bă, ce ați prefera sau dacă am făcut alegerea corectă sau greșită. Să fii un supererou sau să fii un răufăcător? Clar un supererou, adică nu înțeleg ce întrebare a mai fost asta. Cui plac răufăcătorii? Pff, ok. Ia, să fii înfometat sau să fii însetat. Mamă, holy. Deci care se simte mai nașpa? Să-ți fie foame sau să-ți fie sete? Bă, sincer, când se sete așa, bă, să fii însetat e super nașpa. Dar și să fii înfometat e super nașpa. Mamă. Bă, cred că să fiu hungry, sincer. Da, deci eram sigur. Pentru că, bă, știi, cu foamea mai treci, știi? Pentru că, mai ales dacă bei apă, nu știu, aici vă spun un live care nu vă spun neapărat să-l încercați, dar dacă vreți să faceți o dietă de aia extremă sau ceva, sau pur și simplu vă e foame și nu puteți să mâncați chiar acum și trebuie să mai așteptați o oră, beți apă, frate, deci beți apă. Ia, să te duci înapoi în timp sau să te duci în viitor? Well, m-aș duce înapoi în timp dacă aș putea să schimb lucruri. Dar, de fapt, dacă stau să mă gândesc, nu am chiar foarte multe chestii de schimbat în trecut, decât chestii de-astea minore, de zi cu zi. Bă, cred că în viitor, clar, deci, wow, deci cum le nimerez, frate? Adică să te duci înapoi în timp, știi? Te duci înapoi și ce, că nici nu știi dacă poți să remediezi ceva, poate doar să te uiți sau, nu știu, să retrăiești o amintire. Dar, dacă retrăiești amintire după... ce sens mai are, adică după o să te gândești și mai mult, adică în viitor, frate. Ia, Will You Rather. Să fii un professional drummer. Cred că stai cu tobele. Sper că e... Hey Siri, translate drummer in Romanian. O secundă. Ok, respect Siri. Cred că, bă, sper că e ceva drummer, adică nu e toboșa. Cred, sper. Sau să fii un professional guitarist, adică să... Bă, clar, chitară, adică what the fuck, nu, mersi. Ok, Will You Rather. Oh my god, cât de tare e asta! Să îngheți timpul oricând vrei, de să pui pauză, să dai pauză challenge oricând vrei, sau să treci peste timp când vrei. Gen să dai skip la ceva, la o zi sau la o oră sau la ceva. Bă, cred că să dau freeze. Dar dacă stau să mă gândesc, ce-aș putea eu să fac atât de util când dau freeze? Adică aș putea să fac doar câteva chestii, după m-aș plictisi, știi? Adică, na. Adică, da, poți să te servești din magazine, dar după oricum, nu știu, sau să dai skip. Bă, cred că să dau freeze, sincer. Dacă dau skip așa, măcar bă, da, să dau freeze, știi ceva? Că și dacă aș da skip la o oră, să spunem, că, nu știu, sunt la o oră la școală și mă plictisesc, bă, măcar învăț ceva de la ora aia. Mă rog, depinde acum ce oră e, că dacă e... Mă rog, hai să nu intrăm. Will You Rather. Să porți Pampers. Sper că sunt... Da, Pampers. Pentru tot restul vieții tale. Sau să nu mai folosești o consolă sau un calculator niciodată. What the fuck? Adu-ți... Dă-mi Pampers, frate. Deci nu, mersi. Ok, ce e butonul ăsta? Oh. Yay, am făcut level 1, ok. Complete level. Ah, ok, și fiți atenți. Asta poate fi pusă decât pe un bloc de iron. Adică, practic, trebuie să o punem aici, la level 1. Oh my god, și uite câte nivele sunt. Ok, am completat nivelul 1, dar nu cred că pot să le fac pe toate în episodul ăsta. Cred că facem și eu 2-3, maxim. Bun, hai să vedem. Dă-mi aripile celea și hai să mergem la nivelul 2, oameni buni. Bă! Wow! Mamă, ce zbor eu, frate. Ok, pauza aici, vă rog. Level 2! Hai să vedem, mamă. Bă, întrebările de mine e în ce în ce mai interesante, dacă ați putut observa. Cred că asta o să fie... O, avem și altă tematică. Bun, hai să vedem. Ia să vedem ce ne așteaptă, ce... O, bun, hai să ne... Will You Rather. Să ai puterea de a zbura. Ok, interesant. Sau să ai puterea de a deveni invizibil. Oh my god, întrebarea asta știu că am mai răspuns o dată la ea. Bă, dacă ai zbura, s-ar uita toată lumea la tine și ar fi ceva gen, bro, ce se întâmplă, sună la poliție și vin știrile după tine, vine presa, uite-l pe ăla zboară. Dar dacă ești invizibil nu știe nimeni și poți să faci lucruri interesante cât timp ești invizibil, poți să te strecori în locuri. Ok, v-ați prins voi, da, clar să fiu invizibil, logic. Ok, Will You Rather. Oh my. Oh my. Ce? What is this question, bro? Ok. Cred că nu o să vă mai traduc pentru că v-ați prins voi, știi? Deci v-ați prins voi. Cred că cine știe engleză, cine nu știe engleză, un meci mai prost. În primul rând n-are niciun sens întrebarea. I don't know, nu știu. Chiar nu... Aș prefera nimic, pot să plec. Da, cred că asta ales, nu? Da. Cealaltă era destul de dubioasă, să fiu sincer. Ok. Oh my god, cum e asta? Să ai internetul stins o zi pe săptămână. Deci, o dată pe săptămână, timp de o zi să ai internetul stins. Să nu mai ai acces la internet. O dată pe săptămână, timp de o zi. Ok, Mihai a devenit membru pe episod. Te pup, frate, dacă te uiți. Well, asta a fost random. Sau să ai internetul stins o dată pe an, timp de o lună. Deci, oh my god, cum sunt astea, frate, bă, ce? Cum adică? Deci o dată pe săptămână, timp de o zi să ai internetul stins, sau o dată pe an, timp de o lună să ai internetul stins. Bă, clar asta, frate, pentru că, în primul rând, uneori chiar ai nevoie, frate, timp de o zi să te relaxezi. Plus că, oricum, în weekend mulți fac chestia asta, gen, în weekend mulți renunță la internet și se relaxează sau, I don't know, nu știu, se uită la filme sau ies afară sau chestii de genul. Și o dată pe lună, bro, no, ok, Will You Rather. Să ai un animal care poate vorbi, dar să moară în 5 ani. Ok, deci în 5 ani. Sau să ai un animal normal, dar să moară în 15 ani. Ok, 15 ani e enorm. Mamă, cât de complicată e asta. Băi, în primul rând, dacă ai avea un animal care vorbește, ar fi cea mai tare chestie care s-ar putea întâmpla. Dar te-ai atașat atât de mult de el încât după aia 5 ani când ar muri, ai fi super trist. Adică l-ai tratat efectiv ca pe un om care moare, știi? Pentru că vorbește. Sau să ai un animal obișnuit, dar să moară în 15 ani. Well, 15 ani e mult, trebuie să recunosc. Da, să spunem că trăiești toți aia 15 ani cu animalul ăla și după moare. Băi, atât de complicat. Voi ce ați alege, frate? Băi, e super mind-blown chestia asta. Cred că o să mă duc pe animalul care vorbește. Oh my god, incorrect, bro. Incorrect. Da, da. Ok. Într-un fel înțeleg, deci înțeleg de ce a fost incorrect, pentru că majoritatea a ales să trăiască 15 ani un animal normal. Da. Ok. Oricum, sincer, mai mult am dat-o la nimereală. Will You Rather, să ai timp infinit sau să ai bani infiniți? Well, știți vorba aia, timpul înseamnă bani. Ok, bun. Hai să vedem, Will You Rather. Oh my god, ce? Oh my god. Sper că... Ok, pe asta o să o traduc. Deci, să ai ciocolată cu gust de caca, ca să spune mai frumos, sau să ai caca cu gust de ciocolată. Ce naiba, în primul rând, de ce ai vrea să ai ciocolată cu gust de așa ceva? Și în al doilea rând, cum ar fi posibil să ai... Well, asta ar fi dezgustător, așa că... Wait, what? Ce? Deci lumea a ales să aibă ciocolată cu gust de... Ok, și întrebarea mea e, tu mănânci ciocolata aia? Pentru că eu... No, what? Nu, sper că am citit eu greșit sau ceva. Ok, să trăiești ca Shrek sau să trăiești ca Donkey? Well, m-am uitat la Shrek când era McDonkey, nu era măgarul lui? Sau ceva? Ok, clar Shrek în... De ce ai vrea să fiu un măgar? Ok, scuzați-mă pe mine că nu m-am uitat atât de mult la Shrek. Eu m-am uitat la Fulger McQueen, ok? Will You Rather. Să călătorești pe lună sau să călătorești în adâncul oceanului? Clar, pe lună, what the fuck? Cine ar vrea să meargă în adâncul oceanului unde e întuneric și tristețe și pești? Dar, mă rog, să ai... Oh my god, să ai ochii unui hawk. Aia e bufniță, stați așa, trebuie să Google that. Hawk. Scuzați-mă, știți că, da. Nu, e șoim, oh my god, cât de prost sunt. Sau, deci să ai ochii unui șoim care, gen, e care, cum ar veni, de 8 ori mai, sunt de 8 ori mai buni decât ochii uman. Sau să ai, să ai urechile unui wax mat What's that, bro? De ce n-am auzit în viața mea de așa ceva? Galerini. Și să auzi de 150 de ori mai bine. Bă, știi ceva? Aș vrea să văd mai bine. Chiar dacă văd perfect în momentul de față, nu știu cum aș putea să văd mai bine de atât, sincer. Pentru că, sincer, n-am purtat niciodată ochelari pentru vedere. Văd perfect. Și nu înțeleg cum aș putea să văd mai bine, gen să văd de aici până în Brașov sau cum aș putea, nu înțeleg cum funcționează. Să am un FOV mai mare sau nu înțeleg cum funcționează chestia asta cu văzutul mai bine. Dar dacă ai auzi tot, ai nebunii. Deci ar fi cum ar veni schizofrenia, stuff like that. Deci da, să fii faimos, deci să fii faimos și să fii cunoscut drept un actor sau să fii faimos și cunoscut drept un muzician. Well, aici e cu două tăișuri. În România, din câte am văzut eu în interviu sau așa, băi, să fii muzician, sincer, e așa un alt vibe. E rockstar chestii, te simți așa ca un rockstar muzician, bam, concerte, turnee, nu știu ce. Dar și un actor, băi, e ceva. Da, sincer, un muzici. Oh my god, de ce? Ok, probabil asta în România se aplică cu muzicianul, pentru că în România să fii actor probabil nu e atât de super hyped sau ceva. Și probabil de-aia. Dar în America înțeleg că e Hollywood, chestii de genul, dar în România nu prea există chestii de genul, din câte știu. Și gata, și cu level 2, wow, ce tare, wow. Da, deci aș prefera ca un muzician. Asta dacă știi să cânt, desigur. Bun, level 2 complet. Bă, să faci și level 3. Cred că am filmat destul, nu credeți? Hai, să facem și level 3. Ori facem, ori nu facem. Măcar facem 3 level și dacă e, rămâne pentru data viitoare. Cum s-ar... Wait, ce? Woo! Și am ajuns la level 3. Hai să vedem. Bun, Doamne ajută, hai să fie... Avem până acum 5 failuri și 15 puncte. Deci dacă stau să mă uit așa la scor, să știți că nu ne descurcăm chiar rău deloc. Deci ne descurcăm super bine. Will You Rather? Să faci bai în sirop de arțar sau să faci bai în cafea? Well, siropul de arțar e așa, gen, mai interesant la textură și așa. Cafeaua e orice lichid, deci probabil sirop de arțar. No? Wait, dacă stau să mă gândesc, da, pentru că după o să fii lipicios și chestii de genul, dar mă gândeam doar la senzație propriu-zisă. Adică mă gândeam că eventual după ce te speli cu sirop de arțar să poți să te speli și normal. În cafea e ca orice lichid, numai că o să miroși a cafea, bro. Wow, ok. Oricum nu alegeam cafea. Să ai Wind and Earth Powers, să ai ceva vânt și toate puterile pământului, sau să ai... deci să ai efectiv puteri de vânt și de pământ. Vânt și pământ sau foc și apă. Vânt și pământ. De ce? Ce faci cu focul? Adică ce faci? Oh my god, arzi lumea pe stradă. Nu, eu nu sunt de acord cu chestia asta. Bun, să trăiești în deșert cu 10 fur coats on. Să trăiești în deșert cu 10 blăni de-alea super groase pe tine. Sau să trăiești în polul nord cu nimic pe tine. Adică, ca să vă traduc, să mori de cald, de căldură, de... insolație sau ceva de genul, sau să mor de hipotermie. Gen, efectiv, oh my god, ambele sunt atât de rele. Am spus eu că aș prefera căldura în loc de frig, dar doar gândiți-vă să fiți în deșert la 40 de grade. Nu, 50 de grade, exagerăm. Deci imaginați-vă să fiți în deșert la 50 de grade cu 10 blăni pe voi, să transpirați, să nu mai puteți, să nu mai puteți să... Bă, să nu mai puteți să respirați, să transpirați, să... Mamă, deci să... Puuu! Sau să fiți în polul nord la minus 50 de grade sau minus câte grade vreți, fără nimic pe voi. Efectiv la gol. Uf, asta e atât de grea. Sincer, urăsc căldura, dar urăsc și frigul. Nu știu, o să zic la nimereală. Tu. Wow, ok, deci lumea preferă să moară de hipotermie. Foarte interesant. Wow, să fii complet lipicios sau să fii complet alunecos. Alunecos. De ce aș vrea să fiu lipicios? Ok. Să ai o persoană random care să decidă ce să porți sau să ai o persoană random care să decidă ce să mănânci? Well, ce să mănânc, pentru că nu aș vrea să ies în bikini afară. Cel puțin nu momentan. Așa că... No! Bă, frate, păi și dacă l-a zice să ieși în aia goală. Pe bune, deci ce întrebare e asta? Oh my god, ce întrebare e asta? Bă, întrebările devin din ce în ce mai rele. Deci, să ai 15 foot, cât înseamnă asta în centimetri? In cm. Asta înseamnă 457 de centimetri. Asta vine unde... Nu, stai, 457 centimetri, tu metri. A, de fapt, stai, 4,57. Deci să ai un partener, un iubit sau o iubită, presupun de 4,5 metri, de 4,50, sau un partener de 30 de centimetri, la modul că e gen... No. De fapt, stai că... Ok, cel mai probabil o să-l pierzi pe jos dacă e de 30 de centimetri, așa că... Ok, să aibă 4,5 metri, I guess. Ok. Drol, ce e asta, frate? De fapt, stai că știu ce înseamnă cuvântul ăsta, dar nu mai știam ce înseamnă. Translate, wait a second. Bale. Oh my god, să bălești constant, gen să-ți curgă salivă sau ceva de genul, să-ți curgă balele în continuu. Sau să tragi un vânt odată la 30 de secunde. Oh my fucking god. Ce naiba? Cum ai putea să trăiești tu ca om, ca persoană fizică? Bă, decât asta, mai bine asta, bro. Dar nu, o să spunem că e incorect, nu? Normal că oamenii sunt nebuni. What the fuck? Ok. Actually, da, să-ți curgă bani. Da, într-adevăr. Să trăiești într-o casă fără tehnologie, gen casa să n-aibă nici pic de tehnologie. Nu tu televizor, nu tu calculator, nu tu laptop, nu tu tabletă, nu tu... Cred că nici nimic, efectiv. Sau să... trăiești afară cu un computer care are Wi-Fi. Dar să trăiești afară. Well, pot să îmi cumpăr tehnologie eventual. No! E incorect, pentru că oamenii vor să trăiască cu câinii, aparent. Wow, understandable. Bun, Will You Rather. Să shapeshift inanimate. Ok, nu înțeleg, așa că o să am apăsat random. N-am idee pe ce am apăsat, n-am înțeles întrebarea. Bun, și cred că asta e ultima întrebare. Will You Rather să... Your face into your... Oh my god. Mamă, să intri cu fața într-o pânză de păianjă imensă sau ceva. Sau să calci pe Lego. Well, am călcat pe Lego. E într-adevăr dureros. Dar nu. Mai bine să calc pe Lego toată viața. Deci nu mersi decât să îmi bag toată fața într-o pânză de aia de păianjen în care... No! Ok, nu. O să cal pe Lego foarte cu mare plăcere. Oameni buni, cam atât și cu acest episod. Am terminat 3 nivele. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade în continuare, nu uitați, dați acolo 5.000 de like-uri. Eu am fost să mă duc acum să-mi schimb carcasa la calculator. Să sperăm că nu o să îl stric și o să plâng, probabil, dacă o să se întâmple chestia asta. Eu am fost să iar nu e sigur că ne vedem data viitoare. Pa, pa!